Un fost ofițer de investigație al Inspectoratului de Poliție Ciocana a fost condamnat la 13 ani de pușcărie. Potrivit procurorilor, acesta este bănuit de circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare. Sentința în privința fostului ofițer, dar și în privința a altor 8 persoane, a fost pronunțată de către magistrații de la Judecătoria Ciocana, după ce procurorii pentru combaterea criminalității organizate și a cauzelor speciale au reușit să demonstreze că aceștia vindeau substanțe narcotice. Ofițerul de investigație a creat un grup criminal organizat pentru comercializarea ilegală a heroinei și în perioada august-octombrie 2016, folosindu-se de situații de serviciu, a transmis spre realizare membrilor grupării în mai multe tranșe 390 de grame de heroină. În rezultat, membrii grupului criminal organizat au fost condamnați în total la 64 de ani de închisoare. Sentința în privința fostului polițist, dar și a celorlalți membri ai grupării, este cu drept de atac la Curtea de Apel Chișinău.